Suntem din nou în direct, am schimbat tema emisiunii și, bineînțeles, am schimbat și invitații. Alături de mine în studio se află Mihaela Pufulete, coordonator al Marșului pentru Viață în Ploiești. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și părintele Nicolae Tănase, cunoscut de toți prahovenii, părintele care îngrijește sute de copii la Valea Plopului. Bună seara, părinte, și vă mulțumesc pentru prezența! Bine v-am regăsit, nu aici, revăzut! Aveți dreptate. O să începem discuția cu dumneavoastră, doamna Pufulete. Sâmbătă are loc Marșul pentru Viață. Spuneți-ne câteva cuvinte despre acest eveniment, vă rog. Încep prin a spune la Ploiești. Da. La Ploiești și la Câmpina, nu? Da, Ploiești, Câmpina și Urlați. Și Urlați. La Urlați este a doua ediție, la Ploiești este al patrulea an în care se va desfășura marșul. În țară este la a șaptea ediție. Va avea loc în anul acesta în peste 130 de orașe din România și foarte multe în Republica Moldova. Un eveniment de proporții, putem spune. Da, și a luat amploare în ultimii ani. De la an la an, mai mulți oameni, nu știu, se mobilizează și participă și sperăm noi să aibă și o schimbare în atitudine și în practică. Nu e suficient doar o atitudine pro-viață și trebuie să și avem o practică pro-viață. Scopul acestui marș este de a atrage atenția? Scopul. În primul rând, de a conștientiza existența. Bine, putem să privim așa, nu știu, scop pe termen scurt, pe termen lung. În primul rând, de a conștientiza existența, valoarea, unicitatea și demnitatea persoanei încă de la momentul concepției. Pe de o parte. Pe de altă parte, apar diverse situații nefavorabile în viața unei femei. Situația maritală, nu știu, situație financiară. Și atunci vorbim de criză de sarcină. Și scopul marșului este și de a ne solidariza și a sprijini femeia și copilul în situații de dificile. Iar pe termen lung sperăm și la o schimbare la nivel legislativ, dar nu menționăm să nu lăsăm loc de interpretări. Nu dorim interzicerea avorturilor. Nu. Istoria României ne spune, încă avem, observăm da, consecințele și nu aceasta trecut, este soluția, da. Dar putem să umblăm la indemnizații, de exemplu, dacă o mămică, nu știu, studentă, de exemplu, rămâne însărcinată. Familia, părinții ei poate să retrag, prietenul sau soțul se retrage și el. Ea nu va putea să ducă sarcina, poate și-o dorește, și nu va putea să ducă la capăt. Statul nu o sprijină pentru că nu-i oferă nicio indemnizație și mai putem să mai, nu știu, se pot face mici schimbări la adopții, mari schimbări, de fapt, la adopții, în privința adopțiilor. Legislației, da. Să se facă mai ușor și... Sunt multe de este făcut. Este un model, de exemplu, în Ungaria, în funcție de câți copii are o familie, descrește impozitul. La 3 copii ai un anumit impozit pe venit, la al 4-lea copil ajungi la al 5-lea copil să nu mai plătești impozit la stat. Sunt măsuri din țări unde ne putem, copia modelele. Nu putem avea pretenția că am inventat totul aici în România, e bine să aruncăm în ochi și la alții, să vedem cum rezolvăi anumite probleme și dacă... De multe ori considerăm că ar fi bine sau potrivit și pentru țara noastră, putem să adoptăm astfel de măsuri. Da. Părinte, dumneavoastră sunteți pentru mulți un simbol al mișcării pro-vita. Credeți că astfel de evenimente, marșurile pentru viață, iată, în România la 7-a ediție, dacă am reținut corect, în Ploiești la 4-a ediție, credeți că au avut efect, au reușit să... atragă și să, în același timp, să obțină atenția opiniei publice, să provoace dezbaterea acestui subiect în spațiul public? În primul rând, eu nu mă pretind un simbol al mișcării pro-vita, simbolul a murit. A murit în sensul că a trecut la Dumnezeu, a rămas viu prin ceea ce a făcut poetul Ioan Alexandru. A mai fost unul care a putut să merite acest apelativ de simbol. Părintele profesor Ilie Moldovan la Sibiu și el a trecut la Dumnezeu. Dar putem fi numiți oricum, ceea ce facem este important și, bineînțeles, funcție de reacție.
Marșul pentru viață este ceva de dorit. Este, dacă vreți, o parte a manifestărilor democratice. Unde nu există marș pentru viață, nu există democrație. De aceea, în America, lupta contra avortului este foarte bine la punct pusă. În același timp, cei care sunt pro-avorționiști, de asemenea, sunt foarte activi. Sunt reacții, într-adevăr. Prima dată, mai puține, pentru că vă dați seama, în 7 ediții nu s-a făcut mare lucru. Acum un an a fost de o anumită amploare. Binecuvântarea bisericii și preluarea ideii a fost de foarte bun augur. Și anul acesta ne așteptăm la reacții foarte puternice și reacția directă în inima omului. Pentru că, deși par lucrurile depășite, este cea mai serioasă problemă a Europei, inclusiv a României. Zic cea mai serioasă pentru că Europa este destinată desființării începând cu 2056, datorită ratei scăzute de nașteri. Natalitate scăzută, îmbătrânire accentuată, da, a populației? Adică noi suntem depășiți în aspectul acesta de poporul grec, 1,2% rata nașterilor, de poporul portughez, 1,1%. Noi avem 1,3% împreună cu italienii și spanioli. Peste noi sunt nemții, care se înscriau cu 1,4% și de curând, fără să luăm în considerație, fără să ia în considerație migrația, 1,4% aveau, acum au 1,56%. Și asta este foarte interesant că s-au mobilizat și au realizat. Cel mai bine stă poporul francez, 1,8%, dar în același timp acolo este o problemă pe care o admirăm și, deși nu sunt de religia noastră, ei merg pe o idee de mulțire, și anume islamicii din Franța au rata nașterilor 8,1. O coincidență interesantă, 1,8, 8,1. Când zicem aceasta, noi nu condamnăm nașterile, ci dimpotrivă le admirăm. Că sunt de o religie sau alta, acel popor care înțelege să facă ce trebuie, sub acest aspect, are viitorul. Ori Europa nu mai are viitor pentru că nu reușește în timp util să regleze lucrurile. Să zicem că ne trezim în acest moment, toate femeile care pot naște, de la cele mai tinere până momentul în care nu mai pot rămâne gravide, dacă în momentul acesta am luat ritmul obișnuit al nașterilor și am naște toți copiii care se concep, nu este timp să formăm oamenii, pentru că oamenii nu sunt iepuri, ei se formează în timp, adică până la 18 ani și oricum la 18 ani nu sunt formați. Cam 24 este vârsta în care putem vorbi despre un om așezat care produce, care plătește CSE-uri ca să luăm ceilalți pensii, etc. Și atunci marșul acesta este foarte binevenit, pentru că poate cineva reacționează și poate înțelege că Dumnezeu face toate minunile în afară de una. Nu plouă niciodată cu oameni. Dumneavoastră umblați mult prin țară și vă întâlniți cu foarte mulți oameni, măcar prin prisma conferințelor pe care le susțineți în fața unui public destul de numeros în multe localități din România. De asemenea, mulți oameni vin la dumneavoastră la Valea Plopului, vorbesc cu dumneavoastră și sunt alături de dumneavoastră în efortul pe care îl faceți dumneavoastră de a îngriji foarte, foarte mulți copii.
Ați simțit, la oamenii cu care vă întâlniți, ați simțit o schimbare de opinie, ați simțit că văd lucrurile altfel după ce au auzit de acest marș sau unii dintre ei au participat la acest marș? Sigur, numai că este puțin ceea ce fac eu. Pare că fac mult, dar nu fac mult. Depinde din ce unghi priviți, părinte. Pentru mulți dintre noi chiar faceți mult. Chiar așa vedem lucrurile că faceți. Unghiul este 18.700.000 de avorturi până acum 3 ani. 22 de milioane, peste 22 de milioane, să spunem cam până astăzi. Dar nu suntem la punct cu statistica pe ultimii 3 ani. Și atunci, trecând mai mult de 3.500 de copii pe la Valea Plopului în 27 de ani, având acum 423 de guri, dar aceștia nu fiind toți copii, avem și 36 de bătrâni și avem și mame care au copii, prin prisma aceasta facem puțin. Dacă salvăm un singur copil de la avort, facem enorm. Pentru că la fiecare milion de copii omorâți, ar fi putut să existe un geniu. Ca să nu vorbim de ceilalți cu IQ ridicat și care ar fi putut aduce contribuția lor societății. Eu foarte mult mă mir de lupta aceasta pentru păduri, împotriva tăierii pădurilor. Este la vogă acum. Da. Foarte mult mă mir că oamenii reacționează și bine fac, admir, dar mă mir că îi doare inima de păduri, dar nu îi doare inima de copii. Spre exemplu, noi acum stăm de vorbă și probabil 300 de copii au fost omorâți și până la miezul nopții, deci în 24 de ore, în România pierd în jur de 400 de copii, numai dintre cei chiuretați, afară de avortul hormonal și alte forme de distrugere a embrionului, care, din punct de vedere științific, preluat și de aspectul religios pe care noi îl propovăduim, omul e om din secunda concepției. Și atunci, sigur că marșul acesta, la un moment dat, poate să pară excentric, ideea poate să fie considerată vetustă, dar este ceva și Dumnezeu vede că românii încă se preocupă pentru viață. Cine participă sau cine a participat, spuneați că este a patra ediție. Da. Deci au fost trei. Cine a participat? Ce fel de ploieșteni, de prahoveni au participat la cele trei ediții până acum? Să-l numesc așa, publicul țintă. Da. Este publicul, tot publicul larg. Începând de la bebeluși sau nenăscuți, copiii nenăscuți, până la vârsta 80 ceva. Chiar am avut săptămâna trecută, când împărțeam afișe, m-am întâlnit cu o doamnă de 70 de ani, în jur de, și a spus că eu nu mai fac copii, ce să mai vin acum la marș. I-am explicat că este foarte importantă mărturia și să, în momentul în care povestești din trăirile tale, regrete, bucurii, înseamnă foarte mult pentru tineret. Și cum se spune, dacă nu învățăm din greșelile noastre, să învățăm din greșelile altora sau din reușitele altora, atunci da, contează foarte mult mărturia unei persoane de la 40, 50, 70, nu contează. Și eu cred cu tărie că un copil mic, contează foarte mult educația pe care o dai de mic. Dacă crești într-o familie cu educație, cu concept pro-viață sau participi la marșuri. Am văzut, de exemplu, un băiat în jur de 14-15 ani, cred că din Moldova, Iași, care avea o pancardă: bărbați adevărați nu aleg viața. Nu putem să spunem ce va alege acel copil viitor bărbat în viață, dar e posibil să nu uite că odată a ținut sau poate acel mesaj i-a intrat mai bine în minte. Și sunt șansele să aleagă, nu știu, să nu fie alături de viitoarea soție sau prietenă, când va fi cazul, vorbind de o sarcină, scade. Avem două licee partenere care vin și profesoarele care îi mobilizează și le spune să și creeze propria pancardă. Ce mesaj transmit elevii unei mămici sau unui copil sau unui doctor?
efectiv societății în general. Și își fac propriile pancarde și le deținează cum vor. Și atunci n-are cum să nu... Este un fel de educație, de acțiune civică și pentru ei. Și mai ales tineretul sau adolescenții, studenții, sunt viitorii doctori, economiști și avem nevoie și, nu știu, această curent și în politică să, nu știu, cum spuneam mai devreme, de indemnizații sau impozit pe venit. Toți e nevoie de fiecare în parte să aibă această concepție pro-viață. Și da, sunt, nu știu... Tineri participă la acest marș? Da, participăm. Și, cum am spus, două licee, anul acesta vom avea și o acțiune în facultate și sperăm să facem... La UPG, nu? Da, mâine seară. Și sperăm să facem public și cunoscut marșul. Din păcate, spuneați mai devreme de rezultate, cum poate, dacă putem să vedem urmările marșului, nu se pot contabiliza sau cuantifica. Sigur. O singură persoană, e bine să fim optimiști, dar, nu știu, sunt mai pesimistă eu, o persoană, dacă își schimbă părerea sau puțin concepția, pentru mine înseamnă mult. Și dacă o mămică alege viața, tot înseamnă enorm de mult. O persoană, dacă își schimbă concepția și devine, poate din nepăsător sau indiferent, devine pro-viață, înseamnă foarte mult. Părinte, Biserica Ortodoxă, iată, binecuvântează și susține acest marș pentru viață. Iată, tinerii se implică. Credeți că, vă întreb din postura dumneavoastră de poate cel mai important părinte în sensul de tată din Prahova, poate chiar din România. Dumneavoastră sunteți tată pentru câți copii, spuneați dumneavoastră? Dacă scădem din 423, 36 plus 26, aflăm câți copii. În acest de moment, toate vârstele. În acest moment, dar dacă îi punem la socoteală pe toți care mai au mult de pe 3500. La... Iată, tată pentru 3500 de copii. E mult, e pretențios cuvântul tată, dar dacă ăsta e, ăsta e. Eu sunt obișnuit vă și mulțumesc cu pentru criticile și cu laudele. Vă mulțumesc. Că noi nu facem la Valea Plopului numai bine, mai avem și eșecuri. Destul de multe eșecuri, pentru că fiecare copil vine cu bagajul lui genetic și luptăm și trecem cu greu de momentul de eșecului, deși dacă trece, după 3-4 ani, se pare că se revine. Părinte, aveți studenți, aveți absolvenți de studii universitare la Valea Plopului. Copii crescuți de dumneavoastră care au absolvit studii universitare. Care s-au însurat, s-au măritat, asta este bine. Eu când spun acestea sau când recunosc, eu încerc să, sau asta a fost intenția, să demonstrăm că se poate. Nu trebuie să adoptăm internațional copiii. Putem să-i adoptăm intern, numai că legile sunt așa de aspre. La Valea Plopului n-am adoptat, sau Direcția pentru Protecția Copilului n-a preluat în 27 de ani decât 6 copii. De ce? Pentru că atunci când au fost să fie dați în afară, noi n-am fost de acord, chiar ne-am contrat puternic, iar după aceea legea înăsprită nu determină mama să declare copilul abandonat. Pentru că ea va fi citată de tribunal în satul unde se află, toate rudele vor fi citate până la gradul 4 și nu-i convine. Acum luptăm să meargă, să reintroducem, să meargă și la noi acea cutiuță, acea cutie pentru copilaș. Adică o mamă să poată să-și pună copilul într-o cutie și instituția care deține cutia în câteva secunde să ia copilul și să-l poată adopta. Atunci o mamă nu o să mai abandoneze copilul nici în tomberon, nici nu o să mai lupte spitalul cu ea să fugă și celelalte. Iar copiii vor ajunge la niște părinți care sunt doritori de adopție. Pentru asta însă trebuie umbla la lege. Ori legea nu s-a modificat 2 ani în urmă, slăbuț s-a modificat. Dar ceva... un astfel de sistem funcționează, funcționează în toate țări? În multe state americane. Funcționează în Olanda, în Germania, funcționează în Spania
Și inițial a funcționat la mănăstiri. În Evul Mediu, da. Mănăstirile aveau la poartă așa ceva, puneai copilul acolo, sucea aia asta, și o maicuță, erau mănăstiri de-astea de, închise, o maicuță prelua copilul și toate mergeau ca atare. Odată un copil a fost lăsat în gunoi și l-au luat călugării, l-au crescut, l-au și călugărit la vreme și s-a numit Sfântul Copronim. De ce? Pentru că l-au luat din gunoi, adică Sfântul Gunoi. Așa i-a rămas numele și pentru noi nu sună bine gunoi, dar copronim, nu-i problemă, putem să-i zicem. Și un sfânt în calendar, un copil care a fost salvat. Să nu vorbim de mulți alții care au fost salvați sau au fost crescuți, inclusiv în orfelinate, așa cum au fost ele. Patriarhul Iustin a fost un orfan de război. Orfelinatul l-a dat la seminar, a ajuns doctor în teologie la Atena, doctor honoris causa la nu știu câte universități și Patriarhul României. Asta este foarte bine, foarte interesant că se poate. Și sunt foarte mulți care dau această mărturie. Că salvați fiind, s-a putut face ceva. Că printre copiii salvați, cum spuneați mai devreme, unul la un milion este un geniu și sunt mulți alții care au o inteligență absolut deosebită și trebuie și merită să fie salvați. Ne dorim un om care să inventeze ceva contra cancerului sau contra diabetului sau contra altor boli care ne domină. Probabil l-am omorât. Da, aveți dreptate, ar fi foarte trist să fie așa și cine știe, poate chiar așa a fost. Vă propun să luăm o scurtă pauză de publicitate și să ne întoarcem foarte, foarte repede înapoi în fața telespectatorilor și să continuăm discuția noastră. Publicitatea așadar.